Bună seara, doamnelor și domnilor! Nu n-ați greșit, sunteți la subiectul zilei. Noi suntem la 10 grade Celsius. Am să vă spun imediat despre ce este vorba. Vă facem o mare surpriză. O mare surpriză, rămâneți cu noi. Atât vreau să vă spun că românii mănâncă mâncare foarte scumpă. În sud-estul Europei, coșul nostru cu mâncare este cel mai scump. Ungurii sunt sub noi, cehii sunt sub noi, ca să vă dau niște exemple. Mai mult de 56% din veniturile noastre se duc către mâncare. Așadar, mâncarea în România este foarte scumpă și tsunamiul ăsta al prețurilor nu se oprește. Așa se face că oamenii sunt foarte atenți la mesajele care vin din piață, din piața specialiștilor, despre ce ar trebui să mănânce, să se și hrănească și nici să nu dea bani foarte mulți. 7 din 10 români mănâncă cel puțin o dată pe săptămână mezeluri. Iar dintre mezeluri, cel mai controversat, cel mai misterios, dacă vreți, este parizerul. Noi avem noroc să putem filma într-o fabrică din acelea care respectă rețeta tradițională. Adică este parizer din carne. Și o să vă arătăm cum se face parizerul din carne. Ce vedeți dumneavoastră aici este carne pusă la decongelat și carnea aceasta este undeva mai mult de 2/3 din produs. În rest este slănină și condimente, foarte multe condimente, usturoiul este rege. Deci carne de vită. Parizerul se face, după rețeta tradițională, se face din carne de vită. Aleagă oamenii o bucată de parizer bună și să dea și banii rezonabili, dar să se și hrănească, practic mâncând carne. Cum să aleagă? Păi sunt diverse trucuri prin care poți să-ți dai seama. În primul rând, e important să citești eticheta, să vezi ce procent de carne conține. Atât. Știu că este o chimie întreagă scrisă pe acea etichetă, dar procentul de carne este cel mai important și să scrie carne de. Nu MDM, nu carne separată mecanic, carne adică de. Adică carne de. Carne de vită, carne de porc, carne de pui. Da, deci MDM înseamnă, de fapt, cu alte cuvinte, carne separată mecanic. Exact. Da? Este, adică obligatoriu, este obligatoriu să fie trecută în legislație, este obligatoriu în paranteză să fie descrierea de carne separată mecanic. Parizerul dumneavoastră are carne? Parizerul acesta este o rețetă consacrată făcută cu carne de vită. Așa se făcea parizerul? Așa se crede că erau primele rețete de parizer făcute cu carne de vită, nu cu carne de porc sau foarte popularul carne de pui de acum. Spuneți-mi, piața asta îi îndeamnă pe oameni să meargă către mezeluri, da? Mezelurile sunt, ai mânca un pic de carne, dar de fapt nu e nici... Cum este mezelul în raportat la piața cărnii din România? Cum vedeți mezelurile? Studiile spun că 7 din 10 români mănâncă o dată pe săptămână mezel. De ce să aleagă parizerul? Adică, de ce ai alege parizerul? Parizerul, după mine, este un produs cu o istorie în el. E un produs care ești obișnuit, pe care îl știi de atâta vreme. Și e un produs, dacă este făcut cum trebuie, foarte bun. Deci pe el recomandă tradiția, asta spuneți. Asta zic că recomandă tradiția, da. E un produs pe care toată lumea îl știe. Nu cred că cineva nu ar fi mâncat o pâine cu un parizer în viața asta. Mâncați parizer? Cei din fabrică ne-au spus că ei nu folosesc apă la fabricarea parizerului, ci gheață. Asta pentru că gheața ține o temperatură bună pentru carne. Carnea, după ce este tocată, intră într-un malaxor unde se face pasta și atunci ea trebuie să aibă o temperatură bună, bună, să nu se încingă foarte tare. Secția de umplere a cui? A membranelor naturale, pentru că este rețetă tradițională și atunci se folosesc membrane naturale. Cum se cheamă asta? Funduri de vită. Da, o membrană naturală, ca așa se făcea, e o rețetă veche din 1968, da? Și aici doamnele umplu cu pasta de parizer
membrana naturală. Deci aici ai parizer, nu? Da, da. Încă e parizer. În parizer nu e încă închegat, dar o să fie. O să vă arătăm cum se face. Care este mesajul pe care îl aveți pentru cei care consumă mezeluri în România? Cum să intre în magazin, ce să aleagă, ce le spuneți să facă? După mine, mezelurile din România ar trebui să se axeze foarte mult pe calitate acum și omul votează cu banii lui. După mine este mai ok să cumperi 100 de grame dintr-un produs mai scump decât să ții un kilogram dintr-un produs ieftin care are o rețetă cât de cât întrebătoare. N-ați fost tentați să schimbați rețeta ca să câștigați mai mult? Cred că toată lumea a fost tentată să schimbe rețete, să ieftinească produse, să aibă un ban în plus în buzunar, mai ales în perioadele astea. Dar noi mergem pe ideea de tradiție și calitate și nu vom modifica asta prea curând. Spuneți-mi, de ce parizerul are așa o faimă de produs controversat? Lumea spune, domne, îl mănânc, dar odată, ca și cum n-ar trebui să mănânci de foarte multe ori. Deoarece de obicei este considerat un produs foarte ieftin și este un lucru adevărat. Parizerul de obicei este un produs foarte ieftin, făcut dintr-o pastă omogenizată. Nu înseamnă că toate parizerurile sunt foarte ieftine. Cum se simte un parizer de mai slabă calitate? Un parizer de mai slabă calitate se simte mult mai moale, în primul rând. Mai moale? Deci nu are fermitate? Nu are acea fermitate care este dată de fibra din carne și... ca și gust, de obicei este un gust mai pregnant, fiindcă nu lași carnea să-ți facă gustul. Trebuie să faci totul din condimentație. De asemenea, poți să-i simți o textură un pic mai grunjoasă. Și dacă vrem un test adevărat, putem încerca să facem un schnitzel sau să punem direct pe tigaie o bucată de parizer. Să vedem cât de mult s-ar reduce un parizer de un preț mare față de un parizer cu un preț foarte mic. Acesta este un loc în care miroase foarte, foarte bine. Este locul în care se țin condimentele. Și rețeta este foarte bine respectată, spun cei din fabrică. La parizer se pune piper negru, se pune boia, se pune nucșoară și... condimentul meu preferat, care cred că este aici, care este usturoiul. Bun, bun, miroase a fum, pentru că suntem la fumători. Este o celulă de fierbere și afumare, în fapt, sunt niște cuptoare speciale, cuptoare, să le zicem, afumători speciale, unde temperatura trebuie să ajungă în mijlocul produsului, undeva la 70 și ceva de grade Celsius, ca el să fie bine afumat, bine fiert. Și atunci parizerul, nu, se bagă aici. Procesul de fabricare pentru parizerul făcut după rețeta tradițională durează undeva la 4-5 ore. Deci numai în afumătoare stă undeva la vreo 2 ore. Ăsta este... este mai scump, mult mai scump decât parizerul care există în momentul ăsta pe piață, pentru că oamenii plătesc totuși carne. Adică carne, ați văzut-o cum era, carne de vită, așa cum se face parizerul, din carne de vită, slănină și condimente. Ce vedeți că ar trebui schimbat, și asta e ultima întrebare, la etichete, astfel încât oamenii să consume știind ce consumă? Etichetele sunt o lecție de chimie. Dacă nu știi chimie, practic nu știi nimic. Adică nu știi ce mănânci, practic. Etichetele sunt o lecție de chimie. E greu de spus ce ar trebui schimbat exact în lege ca să-i fie mai ușor omului să se orienteze. Dar niște guidelines-uri făcute de stat ar putea fi foarte bune. Omul are unde să se informeze în ziua de azi dacă vrea să învețe puțin. Adică ați simplifica rețeta, ați face-o mai mare, cum ați vedea rețetele, etichetele pe produse?
ați modifica etichetele, ați face mai mare, ați scrie mai mare, ați reduce din textul ăla cu multe denumiri științifice? Textul cu denumiri științifice, din păcate, trebuie să rămână și acela, dar... Dar e pentru autorități, am senzația. Pentru autorități mai mult decât pentru omul de rând care nu înțelege exact ce este acea substanță sau acele substanțe băgate. Dar s-ar putea pune și denumirile uzuale, deoarece 80% din substanțe au și denumiri uzuale. Pe înțelesul oamenilor. Sunteți de acord cu Nutri-Score-ul? E un sistem care cât de cât poate să ghideze omul spre ceva sănătos. Dar este relativ, spuneți? Dar este relativ. Adică se pot juca? Nu neapărat că te poți juca, dar îți va influența foarte mult gândirea asupra ceea ce poți să cumperi. Deoarece un produs de carne având grăsime și un produs procesat având sare mai multă, chiar dacă el este e pe o rețetă foarte high, foarte bine făcută, tot o să-ți arate ca un produs care nu este sănătos. Ceea ce nu este adevărat. Este parizerul un produs sănătos? Parizerul de calitate este un produs sănătos. Mulțumesc mult! Da, e interesantă experiența, doamnelor și domnilor, la fabrica de carne. O fabrică în care noi am putut intra să filmăm. Nu toată lumea e foarte deschisă să își deschidă porțile pentru a permite unei echipe de filmare să surprindă niște imagini legate de felul în care se fac alimentele. Dar trebuie precizat din capul locului că produsul pe care noi l-am filmat, deci procesul de producție al parizerului pe care noi l-am filmat, duce la un produs, da, la un aliment undeva sus ca preț. Adică nu este acel parizer pe care îl poate mânca toată lumea. Noi suntem săraci, să știți, noi suntem săraci, mai mulți dintre noi alegem mâncare ieftină, dar și parizerul poate fi un produs, spun cei de la fabrică, mâncabil, adică și chiar foarte bun la gust dacă e făcut din carne. Pe mine m-a uimit, ca să zic așa, intervenția doamnei Mihaela Bilic într-o emisiune la radio, iar doamna Bilic, care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, este unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, a spus că a început un curs, da, un training în țară, dându-le colegilor ei o porție de parizer. Și ei au fost foarte, foarte încântați. Toată lumea a mâncat parizer cu drag. Era prima dată, e prima dată în viața mea când aud un nutriționist care, cum să zic, nu că promovează, dar spune că mezelurile și parizerul, care este fratele cel mai controversat al mezelurilor, poate fi mâncat cu încredere. Suntem în platou cu domnul profesor Costel Stanciu, care reprezintă drepturile consumatorilor din România. O să intrăm în legătură telefonică directă cu doamna Simona Cărniciu, care este nutriționist, dar este diabetolog, adică este un nutriționist și diabetolog, e foarte importantă precizarea aceasta, să vedem care este părerea lor despre etichetele din România și ce înseamnă să consumi carne, ce înseamnă un produs mai scump, mai ieftin, de ce să ne ferim de produsele foarte ieftine. Eu am promis și mă țin de cuvânt. Am spus că data viitoare, când va fi în emisiune domn profesor Stanciu, eu voi veni cu tricou cu Nutri-Score-ul, da? Adică așa ceva ar trebui să aveți dumneavoastră, să avem cu toții pe produsele care se vând în magazin. Adică dacă vezi A, să înțelegi că este bun, dacă vezi B și așa mai departe, până la un aliment care nu te ajută foarte mult, pe care dai bani, dar dai bani doar de moft, așa, adică nu te ajută, nu are un aport nutritiv foarte bun. Dar acest Nutri-Score nu este plăcut de toată lumea și întrebarea mea este de ce nu este plăcut de toată lumea, domnule profesor Stanciu? Nutri-Score-ul, în primul rând, România, da, a aderat la acest Nutri-Score, această etichetă pe care oamenii ar trebui să o vadă pe produse, să nu mai vadă lecția aia extemporală la chimie pe care îl văd când citesc etichetele produselor. Trebuie precizat un lucru. Eticheta Nutri-Score nu este obligatorie, este facultativă. 7 țări din Europa, 6 din Uniunea Europeană plus Elveția, au implementat în țara lor eticheta Nutri-Score, care se bazează pe cele 5 litere, fiecare litere fiindu-i asociată câte o culoare. Și atenție, Nutri-Score-ul se calculează
în baza valorilor nutriționale din acel tabel, numit declarație nutrițională. Adică pe baza conținutului de grăsimi, acești grași saturați. Adică dacă iau un produs pe care scrie, stai că mă să mă orientez, A, da, pe care scrie A, adică e încercuit A-ul pe el, asta înseamnă că produsul respectiv mă hrănește, înseamnă, îmi face bine, totuși îmi strică echilibru enzimatic, nu? Nutriscorul are legătură cu acea reclamă pe care am auzit-o de ani bun pe posturile de radio și televiziune, excesul de sare, zahăr și grăsim dăunează grav sănătății. Am înțeles. Deci în partea, în ultima parte a... Adică acest, pe roșu, spuneți dumneavoastră, da? Roșu, da, sunt acele produse procesate care au un conținut ridicat de grăsimi, de zaharuri și sare. Bun. Doamna Simona Căriciu este în direct cu noi, nutriționist și diabetolog. O cunoașteți de la Tainele Minții, ați urmărit-o și ați fost foarte bucuroși să o vedeți și foarte, cum să zic, dornici să auziți explicației domniei sale. Eu spuneam atunci că e foarte important să ne alegem un nutriționist care este știutor de carte, adică are o vedere de ansamblu asupra situației apropo de alimentație și bolile care decur din alimentație. Mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi, doamna Cărniciu, doamna doctor. Bună ziua, cu mult drag. Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce, adică, în primul rând, dacă dumneavoastră sunteți de acord cu Nutri-Score-ul ăsta, ar fi în regulă în România să avem lângă produse această etichetă? Este obligatoriu să avem informațiile nutriționale pe fiecare etichetă. Sunt de foarte mare părere și susțin inițiativa care a fost un pic mai de mult, dar nu foarte de mult, și la restaurante să fie aceeași regulă. Trebuie să se știe exact, pentru că nu vorbim doar de sănătate sau de ideea de a ține un regim, de a nu te îngrășa, vorbim de afecțiuni, vorbim de boli cronice. Omul este îndreptățit să știe exact ce mănâncă. Iar o etichetă în care avem informațiile nutriționale, care știm exact măcar numărul de calorii, numărul de proteine, de grăsimi și de carbohidrați, eu cred că este ceva care nici măcar n-ar trebui luat în calcul sau discutat dacă este sau nu necesar. Știți, pe mine mă interesează de ce statul român este ușor îndărătnic așa. Adică, încă o dată, eu când intru în magazin, în primul rând, nu știu dumneavoastră cum sunteți, poate stați bine cu ochii, cu nervii, eu sunt un pic cu ochii în zona de, din ce în ce mai tare mă lasă ochii. Și vreau să vă spun că dacă, ferească Dumnezeu, nu am ochelarii de aproape la mine, da, este o nebunie să citesc eticheta. În plus, acea etichetă este plină de substanțe, ca și cum cineva își imaginează că oamenii știu, cum să zic, toată chimia n-ajută pe nimeni. Adică, unul, că nu o vezi, că e scrisă foarte mic. Doi, că sunt niște informații pe care nu știi de unde să le iei. De exemplu, văd pe foarte multe produse din carne procesate, MDM, da? Am explicat în reportajul de mai devreme din fabrica de carne. MDM-ul ăsta este versiunea în engleză la CSM, adică, mă rog, carne, cum se cheamă? Separată mecanic. Adică de pe os, chiar și cu os, chiar și cu zgârci, luată ce mai este între os și carne, mușchiul, venele, zgârciurile, toate astea, care se fac o pastă așa și cu niște condimente, pui un pic de usturoi și ai făcut mâncărica pentru oameni. Dar oamenii nu știu, sunt... Dumneavoastră spuneți că ar trebui să fie un astfel de indicator Nutri-Score, dar eticheta este jalnică, eticheta celor mai multe dintre produsele astea. Este pentru specialiști, pentru oameni. Păi vă spun și de ce. Da, normele sunt clare și obligatoriu să fie acolo trecute. Problema este că omul nu se informează. Omul alege comoditatea și nici măcar nu interesează ce mănâncă. O dată. Doi la mână, aveți foarte mare dreptate cu eticheta. Eu am început, de exemplu, să fac fotografii cu telefonul și să măresc fotografia pe telefon ca să văd ce scrie acolo. Ce scrie, pentru că altfel nu este posibil. Sunt multe considerente pe care le putem discuta în acest sens, pentru că vorbim de o industrie care este colosală. Vorbim de o industrie care bagă extrem de mulți bani în bugetul statului. Vorbim de o industrie care este absolut necesară și care a fost împinsă aici de consumatori
pentru că noi am cerut să mâncăm nu chiar așa, dar ei efectiv și-au adaptat rețetele și au creat noi produse sau noi produse în funcție de cerințele consumatorului și în continuare este exact aceeași treabă. Dacă produci crembuști și se vând, este clar că este un produs dorit. Da. Doar că pot fi crembuși cu carne. Doar că pot fi crembuși cu carne și mai puțină grăsime și carne, pe bază de carne majoritar, da? Sau pot fi crembuși cu ce mai rămâne și cu niște resturi, că nu le spune nimeni românilor că astea sunt niște resturi. Este foarte mare. Dar de aceea am observat chiar în piață că unii producători chiar își scriu pe eticheta un pic mai mare ca să se vadă și scriu foarte clar că produsele conțin nu știu cât la sută carne, că nu conțin euri, că nu conțin... Adică cei care chiar sunt politic corect, ca să spun așa, menționează pe etichetă. În schimb, vă repet și vreau să înțeleagă oamenii, noi cerem astea. Le-am cerut de la început pentru că de-aia s-au făcut. Consumăm foarte mult, cumpărăm foarte mult și aruncăm la fel de mult. Și aruncatul ăsta este de două feluri. Îl arunci la gunoi sau îl arunci în tine, este tot gunoi pentru că este exces. Sau un aliment care este la limita expirării, la fel, sau poate chiar depășește termenul. Sunt oameni care în continuare le consumă. Și păi le consumă pentru că nu au bani, doamna doctor, deci nu au bani, pur și simplu oamenii. Așteaptă promoțiile sau așteaptă momentul în care produsele expiră și mai sunt câteva zile acolo și sunt puse într-un alt sector și le cumpără pentru că le cumpără... Asta nu este neapărat un lucru rău. Ideea este de ce nu sunt mult mai cumpătați în a cumpăra. Sau, adică... de exemplu, vorbim de realitatea rurală. În grădinile oamenilor am fost în campanii de sănătate. Am consultat în jumate din țara asta aproape. Nu mai sunt straturi cu legume și cu... Da. Nu mai sunt decât buruieni. Deci nu mai există legume. Nu găsesc, nu-și caută soluții. De aceea nu le găsesc nici scuze. Puneți oamenilor din nou în curte, puneți, găsiți soluții, nu se fac roșiile. Nicio problemă, hai să facem un solar, le acoperim, găsim soluții. Dar important e să ne dorim să trăim sănătos. Rămâneți cu noi și încă puțin. Rămâneți cu noi, doamna Căriciu, doamna doctor. Vă rog, domnule profesor, de ce credeți că este îndărătnicia asta? Eu vreau să intru în magazin și cu ochii mei care nu mai văd, vreau să văd, au. Înțelegeți dacă am probleme cu rinichii sau nu am voie să mănânc sare sau nu am voie să mănânc zahăr, că sufăr de diabet sau... Mă duc și eu frumos produsul pe care scrie A și îl văd mare. Nu să stau să citesc jumătate de zi o etichetă la un produs. De ce nu face statul român asta? N-am înțeles îndărădnicia ANPC-ului. De fapt, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor s-a opus aplicării acestei etichete. În prealabil a fost introdusă în urmă cu 2 ani. Timp de 2 ani ANPC-ul n-a avut nicio reacție față de Nutri-Score și dintr-o dată actualul președinte se opune în mod categoric, a transmis un ultimatum. Dar de ce credeți? De ce credeți că se opune? Eu vreau să văd în magazin clar, să mă ducă magazinul, să mă ghideze așa cum sunt săgețile de la intrare spre ieșire, să mă ducă la acele produse pe care poate n-am bani astăzi, poate vreau să-mi fac un mof. Mă duc și iau un E, înțelegeți? Sau iau un produs pe care scrie D. Da? Dar măcar știu ce iau și măcar știu ce asumat. În opinia reprezentanților ANPC, care au fost întrebați de ce există această opoziție față de Nutri-Score, răspunsul a fost că are un caracter înșelător. Nici de cum acest lucru. Să știți că asta mi-a explicat și domnul David Mina, directorul comercial al fabricii unde noi am filmat cum se face parizerul. Așa mi-a spus, domnule, dacă eu vin cu produsul meu care este din carne și are grăsime, dar carnea este majoritar și vine unul care pune MDE și are grăsime cât am eu, dar de fapt el n-are carne, are MDE, adică resturi considerate alimente, alimentare sau Dumnezeu știe că e o bătălie aici cu MDE-ul ăsta. Zice, eu o să am același scor și nu-i corect pentru că eu pun carne în produs. Asta spun unii dintre comercianți. Nutri-Score-ul rezolvă această epidemie de obezitate. Și
odată cu epidemia, da, rezolvă și numărul mare de cazuri de cancer, de numărul mare de bolnavi, de boli cardiovasculare. Să nu uităm că în România în fiecare an sunt diagnosticați cu cancer în jur de 100.000 de români. Deci Nutri-Score-ul, spuneți dumneavoastră, nu are legătură cu calitatea produsului în sine, ci nu, cu, are legătură cu conținutul de sare, are... zahăr și grăsimi, cu excesele. Cu excesele, cu excesele, da. Da. Deci așa trebuie privit Nutri-Score-ul. Adică vine în ajutorul celor care sunt preocupați de sănătate, da? Care au restricții din partea medicului, da? Cu privire la alimentele bogate în sare, zahăr și grăsimi. Care sunt țările unde Nutri-Score-ul funcționează? Păi în 2017 a fost implementat de Franța. Implementat prin intermediul Ministerului Sănătății. Deci acolo este privit ca o politică a statului francez. De a face prevenție. Da, de a face prevenție în ideea reducerea acestei epidemii de obezitate, da? Care este asociată acele boli cronice. După Franța a venit Spania și Belgia în 2018. În 2019 Germania, Olanda și Elveția. În 2020 Luxemburg. E, toate aceste țări au realizat și un comitet științific, ba și un comitet director cu reprezentanți din fiecare stat membru în ideea îmbunătățirii acestui sistem de etichetare, da? Nimic nu este infailibil pe lumea asta, trebuie înțeles acest lucru, da? Numai că industria procesatoare, mai precis acea industrie care folosește în produsele ei grăsimi în exces, sare în exces, zahăr în exces, este dezavantajată de Nutri-Score. Yes, da, înțeleg atunci opoziția lor. Dar, domnule doctor, sunt în piață nutriționiști care recomandă consumul de mezeluri, de exemplu. Este și o politică din asta, sentimentul meu este că și o politică din asta de a susține producătorii români, adică oamenii care fac business aici în România, au fabrici de carne. Cum vedeți dumneavoastră? Cum vedeți dumneavoastră această chestiune? Cu siguranță, recomandați mezelurile în categoria mezelurilor, clar pot fi și unele care se fac corect, se fac după rețetele vechi și așa cum ar trebui și sunt și foarte etici și morali din punct de vedere al etichetării și mai ales al conținutului adevărat al produsului. Este clar că anumite mezeluri pot fi consumate fără nicio problemă. Eu, de exemplu, personal recomand să se consume mai rar, pentru că nu mi se pare că este un aliment care ar trebui să fie în regimul alimentar al fiecarei persoane zilnic, pentru că trebuie să avem o diversitate. Și atunci diversitatea ne obligă să mâncăm și două ouă într-o zi, un mezel poate fi folosit în altă zi, în altă zi mâncăm ceva din pește, în altă zi mâncăm ceva produse lactate, iaurturi, brânzeturi, etc. Deci trebuie să avem și o diversitate dacă am consuma, așa cum vă spun eu, divers în fiecare zi câte altceva, cu siguranță nici efectele n-ar putea fi devastatoare. Nu ar fi, exact. Deci cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți, adică știți, informația nu trebuie să se oprească la o virgulă. Trebuie să informația niciodată să se oprească la un punct, adică consumați dacă sunt, deci dacă sunt din carne, dacă eticheta a producătorului vă respectă, dacă vă respectă producătorul, nu-și bate joc de dumneavoastră spunându-vă tot felul de povești în etichetă, da? Dacă scrie de carne, adică de carne, nu tot felul de explicații la carne. Dom'le, carne sau nu carne? Sunt producători români, am fost și eu personal și să știți că am gustat și am ascultat și povestea lor. Am văzut, se poate, sunt fabrici românești care fac... Doar că prețurile sunt mult mai mari. Doar că prețurile sunt mult mai mari. Pentru că și costurile de producție sunt mult mai mari. Nu comparăm carnea cu acele resturi pe lângă carne, de care menționați mai devreme și care, da, în mod corect sunt etichetate, numai că multă lume nu înțelege. Adică nu, cred că chiar așa, ce le spuneți oamenilor care văd pe etichetă MDE la produsele din carne procesate? Ce le spuneți oamenilor care văd pe etichetă MDE sau CSM? Eu am preferința personală de a nu pune pe nimeni la zid.
Dar le recomand oamenilor să fie foarte precauți și le spun întotdeauna căutați produsul natural. Dacă vedeți ceva care nu știți ce e, nu v-ați documentat înainte, nu consumați, pur și simplu. Deci, practic, dacă nu știți ce înseamnă aceste 3 litere, mai bine nu consum. Și atunci, nu știi ce pui corect, nu știi ce pui în farfurie. Oricum, statul român nu explică oamenilor, adică nu explică oamenilor, le trântesc oamenilor niște etichete pe produse, este în bătaie de joc, în bătaie de joc chestia asta. Noi avem o carență foarte mare pe educație în general, iar industria aceasta este din ce în ce mai în dezvoltare, dezvoltă noi formule, noi substanțe artificiale, de conservante, etc., deci categoria aditivilor, iar informarea este precară la tot ce înseamnă stil de viață, care stilul de viață este de fapt baza societății noastre, pentru că un om care mănâncă sănătos este un om care este eficient la muncă, se poate concentra, are putere să muncească atât fizic cât și intelectual, este un om care produce, un om care mănâncă sănătos. Eu sunt de acord cu dumneavoastră în tot ce spune și cu ce spune profesorul Stanciu aici de față. Totuși, le recomandați oamenilor care n-au bani să consume produse premium din carne, adică vă spun, sunt de 7 ori, 8 ori mai mari decât prețul produselor astea clasice. Ce să mănânce oamenii care n-au bani totuși? Deci dacă chiar trebuie să mănânce sau nu își permite altceva, un ou, niște iaurt sau orice altceva, atunci poate mănânce mai rar. Pentru că, de exemplu, nu există doar mezeluri ca și variantă de mic dejun. Sunt foarte multe variante, sunt foarte multe variante ieftine pentru toată lumea. O felie de pâine cu zacuscă o poți face în casă, o felie de pâine cu niște ardei copți sau cu o pastă din ceva legume le poți face în casă. Trebuie doar să-ți dorești să fii sănătos și să ai grijă să mănânci cât mai rar alimentele care au un semn de întrebare asupra lor. O să vă invit la un moment dat, dacă veți avea timp să stați cu noi, chiar să punem pe masă așa o formă de mic dejun, ce am putea să mâncăm la prânz, ce am putea să mâncăm seara, variațiuni pentru oamenii care, repet, care nu câștigă, iar cei mai mulți oameni nu câștigă banii în România. Și o anchetă de piață să vedem cam la cât ne duce un fiecare mic dejun. Și așa oamenii o să vadă că poate mănânce foarte sănătos, cu bani puțin sau poate chiar mai puțin decât ar Doar că trebuie un pic de preocupare în direcția asta. Doar că trebuie un pic de preocupare în direcția asta. În primul rând trebuie să fii preocupat să fii sănătos tu ca persoană. Și apoi găsești soluții. Am observat că oricât de săraci am fi ca populație, toată lumea are un smartphone, toată lumea are un motor de căutare, un Google sau orice altceva și cu siguranță pot să caute soluții dacă se dorește. Dar asta e primul lucru. Domnule profesor Stanciu, ce se poate, adică în acest moment statul a intrat pe ideea de Nutri-Score, au zis, domnule, da, deranjează pe unii producători, asta e, sunt nedreptățiți relativ, dar trebuie să-l punem că oamenii fac diabet, se îmbolnăvesc de cancer, au tot felul de boli în asta din cauza zahărului, a sării și a grăsimilor. Demersul mai încolo care este? Ce ar trebui să facă statul ăsta? Aș da un exemplu, poate două, pentru a fi înțeles mai bine Nutri-Score-ul. În clasa A se încadrează carnea proaspătă. Da? În clasa A, da, da, pe clasa, verde. Da. Da. Un jambon degresat se încadrează în clasa C. În clasa D se încadrează mititeii, cârnații, mezelurile. Și în clasa E, salamul de Sibiu și somonul afumat, care conține un conținut ridicat de sare. Serios? Salamul de Sibiu este la... Din punct de vedere al declarației nutriționale. Da? Da? Adică sare, grăsimi și zahăr. Are un conținut ridicat de sare și grăsimi. O să vă alerge toată lumea prin România, vă dați seama, da? Numai puțin președintele, că alergă mai încet. Aș putea da un exemplu și pe lactate, da? Laptele degresat și lactatele degresate până la 2,5% grăsime se încadrează în clasa B, În clasa A. La clasa B se încadrează laptele și produsele lactate cu 3,5% grăsime. Deci cu cât grăsimea este mai mare, cu cât crește grăsimea, untul intră la clasa E, da? La clasa E, untul, icrele. Asta nu înseamnă să nu le consumăm. Trebuie să avem porții mai mici. Asta trebuie înțeles.
Că dacă li se explică oamenilor că porțile cu conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi trebuie să fie mai mici, atunci este înțeles. În acest moment, spuneți-ne care este procedura ca acest nutriscor să fie, să devină realitate în magazinele din România. Bine, el fiind facultativ. Ori, dom'le, asta cu facultativ, ori e o vrăjeală, iertați-mă. Da. Ori e, ori nu e. Adică, spune omului din România, e facultativ. Dacă e facultativ, atunci lasă. Deci, Ar fi trebuit ca ANPC-ul să facă o dezbatere publică în care să invite și Ministerul Sănătății. Da? Avem în țară un institut de nutriție, da? Institut de nutriție și din păcate fără o consultare cu medici nutriționiști, cu medici specializați pe diabet și alte boli de nutriție, pe boli de nutriție, da? Eu cred că alta ar fi fost concluzia ANPC-ului. Dar din păcate ANPC-ul a luat o decizie de la sine putere fără a consulta Ministerul Sănătății, cu toate că Ministerul Sănătății a lansat la începutul acestui an un plan național de combatere a cancerului. Păi dacă vrem să combatem cancerul de colon, să venim și cu campanii de prevenție pe zona de alimentație, da? O alimentație echilibrată. Există o întrepătrundere între ce fac instituțiile statului în România, apropo de felul în care este informată populația legată de mâncare? Nu, din păcate, instituțiile statului din România acționează fiecare pe culoarul ei. Da? Nu se consultă, nu colaborează, nu vin cu politici publice care să fie susținute de toate instituțiile. Fiecare, în interes propriu, vine cu decizii din astea luate ad hoc, fără a ține cont de expertiza altor state. Da? Dacă în Germania, Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg a fost posibilă implementarea Nutri-Score, în România de ce nu este posibilă și de ce nu este acceptată? Interesele astea din lumea alimentară, doamna doctor Cărniciu, cum s-ar putea bate statul cu aceste, adică statul, cum s-ar putea bate guvernanții cu astfel de interese? Sună telefonul și, dom'le, dacă mi-închis, mă rog, nu mai am vânzări, dau afară sute de oameni și acum e nebunie cu explozia asta socială, oamenii au nevoie de un loc de muncă mai mult decât oricând. Cum ați face dacă ați avea în mâini această problemă? Cum ați rezolva-o? Doamna Dana, din păcate știți că manipularea și corupția nu cred că sunt doar românești. Sunt la nivel internațional în diverse grade. Și cum vă spuneam mai devreme, industria asta este atât de mare încât este foarte greu să faci ceva, pentru că în același timp ai de hrănit și o populație care, dacă urlă de foame, o să-ți iasă în stradă. Deci lucrurile sunt extrem de sensibile. Eu, de exemplu, nu mă pricep la politică, nici nu vreau să mă mai pricep și la așa ceva, mă rezum la partea mea de diabet și de nutriție. Și, dar, cum a spus foarte bine domnul profesor, nu se iau lucrurile acestea ca și decizii fără să faci niște forumuri de consultanță cu diverse instituții, cu diversi specialiști în acest sens, pentru că fiecare își știe bucățica lui. Dacă se vrea să se găsească o soluție în așa fel încât să hrănești și populația, să nu-ți iasă oameni în stradă că n-au ce mânca, să nu-i îmbolnăvești de cancer, să nu-i îmbolnăvești, să nu le crești riscul cardiovascular și de diabet, atunci doar printr-o cumulare a ideilor fiecăruia din domeniul lui se poate realiza acest lucru. Și domn profesor a spus foarte clar, poate și dânsul sau alții specialiști care aud vor iniția ceva, să facă totuși o inițiativă în acest sens, pentru că este nevoie și, așa cum a spus, dacă nu există colaborare, eu mă confrunt cu aceste lucruri de ani de zile, am vrut să fac un program național de prevenție a bolilor metabolice și cardiovasculare. Din păcate m-am oprit poticnit de tot felul de probleme de care domn profesor cu siguranță știe. Clar nu prea au rată de succes și atât timp cât tu pornești un program de combatere a cancerului sau de combatere a bolilor cardiovasculare și l oprești în 3 zile jumate, te lovești de orice altele.
Nu ai cum să înaintezi nicăieri. Dacă nu colaborezi, dacă nu faci echipă cu instituții, exact, dacă nu renunți la orgolii în așa fel încât să poți să faci un for comun, atunci cu siguranță totul este de fapt un eșec. Fiecare se laudă că a făcut ceva, dar pe termen lung nu se vede nimic. Vreau o singură întrebare, mai am să-mi răspundeți la ea, vă rog. Simțiți că în piața asta a nutriționiștilor sunt oameni, vă provoc la o bârfă mică, dar dacă, doar dacă vreți să cuplați la ideea mea, simțiți că sunt oameni care promovează anumite produse nejustificați, sau, mă rog, pe lângă ideea de sănătate? Dar nu este o bârfă, este o realitate, da, se promovează produse minune în baza diversor, nu știu, motive, nu vreau să intru în motive, dar se promovează tot felul de produse, nu doar, dar trebuie să țineți cont că piața de nutriționiști este foarte largă și nu, nutriționistul nu e egal cu medic, cum ar fi corect să fie. Sunt tot felul de alte meserii care și-au luat titulatura de tehnicieni nutriționiști, adică o formă de bucătar pentru că se încadrează în codul cor al meserilor. Își pun etichete, își pun etichete de tot felul ca să, ca să aibă credibilitate. Deci atât timp cât această titulatură de nutriționist este atât de paletă largă, de la economist la medic și etc., nu putem să definim clar. Sunt instructori de fitness care fac și nutriție, care au învățat. Păi este un haloi, mă, este o amestecătură, ca să nu mai poți să... E o situație confuză în care oamenii sunt mai ușor de manipulat. Este o piață confuză care se va stabiliza peste mult mai mult timp și oamenii ușor, ușor vor înțelege mai multe. M-am cunoscut și oameni care nu erau din domeniul medical, care totuși au citit extrem de multă nutriție la un nivel destul de înalt. Totuși e clar că nu poți să ai capacitatea de a vedea fiziologia umană la fel cum o vede un medic. Adică absolut, una este să facă un medic de familie, un chirurg, un nu știu, medic internist să citească în plus nutriție, absolut, și să vede o nouă specialitate. Pentru că atât timp cât nu ai baza fiziologiei, anatomiei, nu poți să înțelegi niște procese și nu poți n-ai să tabloul, mergi n-ai tabloul mare, departe. Tabloul mare. Mulțumesc tare mult pentru informații, pentru intervenție, doamna Simona Căriniciu. Domnule profesor, mulțumesc tare mult. Eu m-am ținut de cuvânt, precum vedeți. Eu o să port din când în când acest tricou cu Nutri-Score, da? Și eu îmi doresc, sper că nu de la vârstă, să fie în magazin acest Nutri-Score. Care-i treaba? Să mă duc la sigur. Adică, de ce nu? De ce nu? Interesant. Mulțumesc. Este că în Franța, mulțumesc, Germania, frumos, da, industria de procesare a laptelui și a cărnii a acceptat Nutri-Score-ul. Nu m-am deci, România. Încă o dată, A-ul, da, de la verde spre roșu, că Andreea spune că nu înțelege, de la verde spre roșu, de la verde spre roșu, da, A, B, C, D, E, spre roșu sunt alimentele cu cele mai multe cele mai multe sare, zahăr și grăsimi. Către A sunt alimentele care, dacă avem o boală, nu ne fac rău. Asta este ideea. Nu că sunt ele de proastă calitate, ci ar putea agrava niște boli pe care noi le avem. Dacă ar fi o campanie a statului, nu doar tricoul meu și intervențiile din gând în gând ale profesorului Stanciu, poate că lumea ar înțelege. Oricum o să mai explicăm asta. Și să fim sănătoși, asta zic. Și fiți atenți, vă rog frumos, când dați pe mâncare, doamnelor și domnilor.